uitați-vă ce e aici, bă, băieți, bă. Ăștia sunt arbuștri care maschează, care maschează mizeria. Ăștia sunt. De-aia îi tăiem, ca să nu poată să mascheze mizeria. Uitați-vă ce e aici, băieți. Uitați-vă, băieți, avem meningită. Uitați, domnul, cu mașina unde o repară. Da, pă! Păi, dar care e problema? Ia filmați-i, pă, domnul, luați-i numărul puțin. Filmați-i și luați-i numărul, că mașina se repare la atelier și pe stradă, domnule, nu pe malul lacului, domnule. Aici vine copilul dumitale, face baie, vine cu prietena, vorbește, îi spune o poezie. Poșta română! Filmați aici, la Poșta română! Poate? Are un salariu, domnule, poate îl pierde și se învață minte ca să mai curețe mașina. Cum ce-ați făcut? Păi la mizeria care mai e, ce-ați mai făcut? Nimic n-ați făcut. Nimic n-ați mai făcut. Că dacă prindeam, te prindeam cu o gagică, ai dreptate lumea, da, că ești tu. Dar cu mașina poștii, domnule, să o curețe aici? Nu se poate, domnule, e puțină, e vorba de puțină conștiință, domnule. Copiii dumneavoastră se îmbolnăvesc, domnule, nu ai mei, domnule. Am mâncat. Ai mâncat? Care e problema? Dar mașina o lăsai pe... Eu am intrat cu mașina aici. De ce? Televiziunea a intrat cu mașina aici? Păi vezi dumneata? Păi vezi dumneata? Acum o să te ia șeful la rost? Nu, că o să vadă șeful la televizor chestiile. Nu se poate. Uitați-vă, domnule. Hai, veniți cu a! Vecinii, veniți cu a! Vino, vino, doamnă, cu a! E prima televiziune care se sesizează, care filmează Calea Floreasca, domnule. Calea Floreasca, unde e cartierul Primăverii, nu pot să înțeleg. Să fie un exemplu.